Vă invit ca împreună să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Luca, la capitolul 9 și să citim de la versetul 23 până la 27. Evanghelia după Luca, capitolul 9, de la versetul 23 până la 27. Dacă am găsit, haideți, vă rog să vă invit să ne ridicăm pe picioare cinstea Cuvântului lui Dumnezeu. Luca, capitolul 9, de la versetul 23. Apoi a zis tuturor: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Fiindcă oricine va voi să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va mântui. Și ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea, dacă s-ar prăpădi sau s-ar pierde pe sine însuși? Căci de oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele, se va rușina și Fiul omului de el, când va veni în slava sa și a Tatălui și a Sfinților Îngeri. Adevărat vă spun că sunt unii din cei ce stau aici, care nu vor gusta moartea până nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu. Amin. Vă rog să luați loc. Domnul Iisus spune aceste cuvinte, care cred că le cunoaștem destul de bine, aceste versete, și practic este o continuare a ceea ce a spus El mai înainte. Da? Dacă ne uităm în context, tot aici în capitolul 9, versetul anterior, Domnul Iisus spune despre moartea sa. Da? Și pune în același timp și despre învierea sa. Da? Deci, Luca, capitolul 9, versetul 22. Apoi a adăugat că Fiul omului trebuie să pătimească multe, să fie tăgăduit de bătrâni, de preoții cei mai de seamă și de cărturari, să fie omorât și a treia zi să învie. Și acum, asta vorbea cu ucenicii, da? Când i-a luat deoparte și a întrebat: cine zic oamenii că sunt eu? Da? Și ei au răspuns. Unii zic că ești Ioan Botezătorul, unii zic că ești Ilie, unii zic că ești un proroc care a înviat din morți, din prorocii din vechime. Da? Și bine, ok, dar care este părerea voastră? Da? Și Petru îi răspunde că El este Hristosul lui Dumnezeu, da? El este Mesia. Și în contextul acesta Domnul Iisus le spune despre moartea sa și despre învierea sa. Și după aceea Domnul Iisus se întoarce spre mulțime și spune aceste cuvinte pe care le-am citit în aceste versete, da? Și aici în versetul 23 Domnul Iisus îi cheamă pe toți cei care doresc să-L urmeze, să facă ceea ce va face El. Da? Și spune așa, apoi a zis tuturor: dacă voiește cineva, da? Dacă dorește cineva. A fost destul de rău că ucenicii au auzit că Domnul Iisus va suferi și că va fi respins de către Israel și că va muri pe cruce. Și acum El a spus că și ei trebuie să facă la fel, sau cel puțin să aibă aceeași intenție. Da? Nu era destul că El a spus despre suferințele sale, despre moartea sa, despre respingerea sa de către Israel, și acum El le spune că și ei trebuie să facă la fel. Sau cel puțin să aibă aceeași intenție. Să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Când Domnul Iisus a rostit aceste cuvinte, toată lumea știa ce vrea să spună Domnul Iisus, da? Pentru că ei trăiau în perioada aceea a Imperiului Roman. Iar pedeapsa pe care o da Imperiul Roman pentru cei care erau fie răufăcători sau care erau împotriva guvernului roman sau din alte motive, era moartea prin răstignire, prin crucificare.
Așa că atunci când Domnul Iisus le vorbește ascultătorilor despre cruce, ei înțelegeau ce vrea să spună. Toată lumea care l-asculta înțelegea ce vrea să spună Domnul Iisus. În lumea romană, în Imperiul Roman, în acea vreme, înainte ca un om să moară pe cruce, să fie răstignit, el trebuia să-și ducă crucea, sau cel puțin partea orizontală a crucii, până la locul execuției. Când romanii răstigneau un criminal, un făcător de rele, unul sau poate unul care era împotriva guvernului, nu doar că l-au pus pe cruce, nu doar că l-atârnau pe cruce, nu doar că răstigneau, mai întâi atârnau ei o cruce de el. Da? Îi puneau crucea în spate, sau cum a spus, cel puțin partea aceea orizontală, ca să o ducă până la locul execuției. Și purtarea unei cruci duce întotdeauna la moarte. Ei înțelegeau lucrul acesta, da? Că cineva care își purtea crucea totdeauna merge la moarte, nu merge la distracție. Nimeni nu purta o cruce pentru distracție. Primii ascultători aceștia care au auzit ceea ce le-a spus Domnul Iisus, au auzit cuvintele Domnului Iisus, nu aveau nevoie de o explicație a ceea ce înseamnă crucea. Ei știau că este un instrument de tortură. Știau că este că crucea înseamnă moarte, înseamnă umilire, înseamnă rușine. Și ei știau că atunci când cineva sau îi se punea crucea în spate și mergea spre locul execuției, nu se mai întorcea niciodată. Era o călătorie cu un sens unic. Da? Mergeau spre locul acela și acolo era capăt. Era o călătorie cu sens unic. În viața reală, în acele vremuri, nimeni nu lua o cruce ca o acțiune voluntară, că vroia de bună voie să-și ia crucea, da? Ci crucile erau puse asupra oamenilor, asupra celor care urmau să fie executați fără voia lor, împotriva voinței lor, și erau forțați să-și ducă crucea până la locul execuției. Dar aici Domnul Iisus a spus că cei care îl urmează sau cei care doresc să-l urmeze pe Domnul Iisus trebuie să-și ia crucea de bună voie, să fie o acțiune voluntară. Acum, acest lucru nu înseamnă că putem să alegem ca și urmașii Domnului Iisus ce fel de moarte să murim, da? Dar alegem să murim zilnic față de noi, față de ceea ce dorim noi pentru slava Domnului Iisus. Și după aceea Domnul Iisus spune aceste cuvinte. Da, haideți să citesc tot contextul, da? Apoi a zis tuturor: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Să se lepede de sine și să-și ia crucea în fiecare zi. Domnul Iisus a făcut lepădarea de sine egală cu a-ți lua crucea. Practic, cele două fraze exprimau aceeași idee. Crucea nu era despre autopromovare. Nu era despre autoafirmare. Persoana care purta crucea știa că nu se poate salva și știa că este sordită la moarte. Dar nu era despre autopromovare, despre să se afirme, da? Ci persoana care purta crucea știa că nu se poate salva și că era sordită să moară. A te lepăda de sine înseamnă ca să trăiești ca o persoană centrată pe alții. O persoană care îi pasă de alții. Iar Domnul Iisus a fost singura persoană care a făcut acest lucru perfect, desăvârșit. Iar noi trebuie să-i urmăm pașii. Da? Dacă voiește cineva să vină după mine, spune Domnul Iisus. Da? Atunci trebuie să facă ceea ce a făcut Domnul Iisus. Să fie o persoană care îi pasă de ceilalți. Iar Domnul Iisus s-a dus la cruce, s-a dus la moarte și a murit pe cruce datorită că ne-a iubit. Datorită că i-a păsat de noi. Datorită că dorea ca noi să avem
o șansă de mântuire, ca nouă să poată să ni se ofere mântuire. Pentru asta a murit Domnul Iisus Hristos. El nu a murit pentru că a făcut El ceva, da? Ci El a murit pentru păcatele noastre și să ne oferă nouă mântuirea, pentru că ne-a iubit. Și asta ne-a arătat că Lui pasă de noi, Lui pasă de oameni. Și spunea Domnul Iisus, cum să-și ia cineva crucea? În fiecare zi. În fiecare zi. Aici Domnul Iisus a arătat clar că a vorbit în mod spiritual, da? Când a adăugat cuvântul în fiecare zi, pentru că nimeni nu putea să fie literalmente răstignit în fiecare zi, da? Dar zilnic poți să ai aceeași atitudine ca Iisus, da? Să te lepezi de sine, să te lepezi de ceea ce vrei tu și să-L urmezi pe Domnul Iisus Hristos. Da? Să-ți răstignezi dorințele tale, ceea ce vrei tu și să faci voia lui Dumnezeu. Să-și ia crucea în fiecare zi. Înțelegem ce a vrut să spună Domnul Iisus, că a vorbit într-un sens spiritual, da? Pentru că nimeni literalmente nu poate să fie răstignit în fiecare zi, ci poți în fiecare zi să ai aceeași atitudine ca a Domnului Iisus, să te lepezi de tine, să ne lepădăm de noi înșiși. Da? Acest lucru înseamnă să-L urmezi pe Domnul Iisus în cel mai simplu mod. El a purtat o cruce, așa că urmașii săi trebuie să poartă una. Și acum n-am clarificat de la început lucrul acesta, ce înseamnă a purta o cruce, nu înseamnă a purta o cruce la gând. Nu despre asta a vorbit Domnul Iisus, da? Ci a vorbit despre lepădarea de sine, a vorbit despre a alege să-L urmezi pe Domnul Iisus, să ai aceeași atitudine ca El, da? Să îți răstignești eul tău, să-ți răstignești dorințele tale pentru El, pentru slava și pentru gloria Lui, da? Și să faci voia lui Dumnezeu. Acest lucru înseamnă să-L urmezi pe Domnul Iisus în cel mai simplu mod. El a purtat o cruce, așa că urmașii săi trebuie să poarte o cruce. El a mers spre moartea de sine și la fel trebuie să facă și cei care îl vor urma. Dacă ne aducem aminte, atunci când Domnul Iisus a fost în grădina Ghețimani și știa că în curând urmează să fie răstignit și s-a rugat rugăciunea aceea în grădina Ghețimani: Tată, dacă este cu putință, îndepărtează de la mine paharul acesta. Dar totuși, facă-se nu voia mea, ci voia ta. Da? Deci vedem că om, el nu dorea să moară. Dar totuși el s-a supus lui Dumnezeu, Tatăl. Da? Și practic s-a, ca și om, s-a lepădat de dorințele sale și a acceptat voia lui Dumnezeu. Da? Și asta așteaptă Domnul Iisus de la noi. Să ne lepădăm de sine și să acceptăm voia lui Dumnezeu în viața noastră. De ce trebuie să ne luăm crucea și să-L urmăm pe Domnul Iisus? Și avem răspunsul aici, de la versetul 24 până la 27. Trebuie să, în versetul 24, fiindcă oricine va voi să-și scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va mântui. Trebuie să-L urmăm pe Domnul Iisus în acest fel, deoarece asta e singura cale de a găsi viața. Acum poate sună ciudat să spui lucrul acesta, că nu vei trăi niciodată până nu vei merge la moarte cu Domnul Iisus. Dar asta este ideea. Dar nu poți câștiga viața de înviere fără a muri mai întâi. Da? Nu se poate. Trebuie să existe o moarte ca să poată să existe o înviere. Și nu poți să ai viața nouă fără să mori mai întâi. Și Domnul Iisus este foarte clar aici. Pentru că oricine va voi să scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va mântui. Cine va muri pentru Domnul Iisus, va trăi. Da? Cine va muri față de sine, față de ceea ce vrea El și alege voia lui Dumnezeu, va trăi. Trebuie să existe o moarte ca să poată să existe o înviere. Aceasta, vedem, este și o promisiune puternică a vieții de apoi. Dacă nu există viață după moarte, atunci ceea ce a spus Domnul Iisus nu ar avea niciun sens. Nu?
nu ar exista nicio răsplată pentru cel care moare pentru Domnul Iisus, da? Și nu ar exista nicio răsplată pentru cel care trăiește pentru Domnul Iisus, da? Dar vedem aici o promisiune a vieții veșnice, o promisiune a vieții de dincolo. Atunci când pui o sămânță în pământ, nu o pierzi, da? Ea, da, este, pare că gata, îngropat-o, a murit, s-a terminat cu ea. Dar nu. Tu când ai pus-o acolo, într-adevăr, tu de fapt i-ai dat voie sau ai lăsat-o să fie ceea ce totdeauna trebuia să fie. Ca să aducă roadă, să aducă o altă sămânță, da? Să aducă viață. Nu există înviere fără moarte. Nu există viață veșnică fără să mori față de tine și să față de ceea ce vrei tu și să te predai întru totul Domnului. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea? A evita umblarea spre moarte cu Domnul Iisus înseamnă că am putea să câștigăm întreaga lume, dar să pierdem totul. Da. Să câștigi tot ceea ce dorești, dar în același timp să pierzi totul. Chiar Domnul Iisus a avut ocazia să câștige întreaga lume închinându-se lui Satana, nu? Când a fost ispitit, dacă ne uităm în Luca, capitolul 4. Nu? Domnul Iisus a fost ispitit în mai multe feluri de Satana și a spus, dacă faci așa, dacă te vei închina mie, da? Îți voi da, uite, toate împărățiile pământului. Dar Domnul Iisus a găsit viața și biruința în ascultare. În ascultare de Dumnezeu, da? Oamenii care trăiesc astfel, înaintea Domnului Iisus, care trăiesc în ascultare, sunt cu adevărat fericiți. Să ne dăm viețile Domnului Iisus până la capăt și să trăim ca niște persoane care sunt centrate pe alții. Și când face lucrul acesta, asta nu ne iau din viața noastră, da? Ci adaugă la asta. Pentru că cine va voi să scape viața, cine evită să se lepede de sine, cine evită suferința, cine evită să-L urmeze pe Domnul Iisus prin suferință și acolo unde îi cere Domnul, își va pierde viața. Da? Poate să câștige lumea, dar va pierde totul. Dar când cineva își pierde viața pentru Domnul Iisus și nu doar ca să moară pentru Domnul Iisus, ci să își epuizeze viața pentru Domnul Iisus, pentru lucrarea Lui, pentru a face voia Lui Dumnezeu, își, practic, va câștiga viața. Da? Nu este ușor să mergi la moarte cu Domnul Iisus. Pentru că înseamnă că trebuie să te asociezi cu cineva care a fost disprețuit și a fost executat. Dar El spune în versetul 26, căci de oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele, se va rușina și Fiul omului de el, când va veni în slava sa și a Tatălui și a Sfinților Îngeri. Da? Nu era ușor ceea ce spunea Domnul Iisus aici, da? Pentru că în curând El urma să fie răstignit, urma să moară. Și iar cei care se asociau cu Domnul Iisus erau în pericol, nu? Să pățească și ei la fel. Dar Domnul Iisus spune aici că dacă cineva se rușinează de el și Domnul Iisus se va rușina de acel om care s-a rușinat de el, da? El se va rușina de noi dacă noi ne rușinăm de el. Și acesta este un apel radical la asocierea personală cu Domnul Iisus Hristos. El a vrut să știe dacă ne va fi rușine de el sau de cuvintele lui. Dacă Domnul Iisus nu era Dumnezeu, asta era o invitație la idolatrie. Dar pentru că El este Dumnezeu, asta este o chemare la închinare. Este o chemare la a te asocia cu Domnul Iisus. Este o chemare la a fi una cu Domnul Iisus.
Acum nu este de mirare că unii oameni s-au rușinat de Domnul Iisus în timpul slujirii sale pământești, da? Pentru că, vedem, a fost disprețuit, a fost bajocorit și în cele din urmă a fost răstignit, da? Și nu era de mirare că unii s-au rușinat, da? Noi de multe ori poate îl acuzăm pe Petru, că atunci s-a lepădat de Domnul Iisus Hristos, da? Dar era o situație o situație dificilă, da? Pentru că Domnul Iisus fusese arestat, iar asocierea cu Domnul Iisus în acele momente nu era ceva ușor, da? Dar astăzi, când creștinii se rușinează de Domnul Iisus, este teribil, da? Pentru că Domnul Iisus acum a înviat, nu? S-a înălțat la cer, a primit slavă și El este în cer, la dreapta lui Dumnezeu și a promis că va veni. Și totuși unii oameni se rușinează de Domnul Iisus. Unii creștini le este jenă să se asocieze cu Domnul Iisus Hristos, da? Toate acestea, da, din păcate, unora le este rușine. Iar omul căruia este rușine, totuși el crede, pentru că nu poate să-ți fie rușine de ceva în care nu crezi, dar el nu are satisfacție și încredere în credința lui, da? El crede, dar cumva nu vrea să se asocieze cu ceea ce crede, da? Nu găsește satisfacție și încredere în credința lui. Și ce înseamnă să te rușinezi de Domnul Iisus, da? Sau de cineva? Înseamnă că nu vrei să fii văzut în public, nu? Vai, nu, să nu mă vadă cu persoana asta în public, da? Să nu mă vadă că vorbesc despre, sau să nu mă audă că vorbesc despre această persoană, da? Rușine înseamnă să îl eviți când este posibil, da? Pentru că dacă te vede cineva cu persoana respectivă sau vorbești despre persoana respectivă, ești practic asociată cu el, da? Iar unora le este rușine de frică. Unora le din presiunea socială, dar ce vor spune alții? Alții din mândrie. Dar totuși această rușine este un fenomen ciudat când ne gândim că Domnul Iisus a înviat, Domnul Iisus a înălțat la cer, El este de la dreapta lui Dumnezeu și va veni. Și avem promisiunea minunată de a venirii sale și că El va conduce lumea întreagă. Da? De ce să-ți fie rușine să te asociezi cu Domnul Iisus Hristos? Da? Înțelegem. Și totuși nici atunci nu era o scuză când Domnul Iisus a fost bajocorit și răstignit. Nici atunci nu era o scuză ca cineva să se asocieze cu El. Dar acum? De ce acum? Unii creștini nu vor să se asocieze. A, nu. Evit discuția asta despre Domnul Iisus, pentru că nu vreau să supăr pe nimeni, nu vreau. De ce eviți să te asociezi cu Domnul Iisus Hristos? Vedem după aceea în versetul 27, după această chemare extremă de a-L urma pe Domnul Iisus până la moarte, de a face ceea ce a făcut El, de a te lepăda de sine, de a-L urma în orice aspect al vieții, Domnul Iisus adaugă o promisiune extraordinară aici. Adevărat vă spun că sunt unii din cei ce stau aici care nu vor costa moartea până nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu. Domnul Iisus a vrut să știe că nu totul este suferință și moarte. Că nu sfârșitul tuturor lucrurilor nu este moartea. Și Domnul Iisus, știți că de fapt a împlinit față de unii ucenici ceea ce a promis în versetul 27? Pentru că dacă citim în continuare, de asta e contextul important, da? Dacă citim în continuare, cam după 8 zile, spune în versetul 28, cam la 8 zile după cuvintele acestea, după care cuvinte? Din versetul 27, da? Iisus a luat cu El pe Petru, pe Ioan și pe Iacov și s-a suit pe munte să se roage.
Și versetul 29, pe când se ruga, i s-a schimbat înfățișarea feței și îmbrăcămintea i s-a făcut albă strălucitoare. Și cunoaștem întâmplarea aceasta, da? Când Domnul Iisus se schimbă la față, iar Petru, Iacov și Ioan, care erau cu el acolo pe munte, văd un crâmpei, o parte din gloria Domnului Iisus. Și, practic, Domnul Iisus împlinește față de ei această promisiune că unii dintre ei, spune, nu vor gusta moartea, nu vor muri, cu alte cuvinte, până nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu. Și, practic, au văzut un crâmpei din împărăția lui Dumnezeu, un crâmpei din gloria Domnului Iisus. Și prin asta, prin schimbare la față și că au fost martori acolo Petru, Iacov și Ioan, Domnul Iisus împlinește promisiunea din versetul 27, dar le-a și dovedit că sfârșitul nu este moartea, ci sfârșitul este gloria. Da? Cu alte cuvinte, Domnul Iisus le spune, bine, uitați, eu vă cer aceste lucruri. Lepădați-vă de sine. Luați-vă crucea în fiecare zi. Da? Poate există moarte, poate există suferință, mai există bajocuri, există respingere din partea lumii. Dar să știți că sfârșitul nu este moartea, ci sfârșitul este gloria. Da? Calea pe care a prezentat-o Domnul Iisus aici este calea spre glorie, spre slavă. Da, este o cale care trece prin suferință, prin moarte, datorită credinței, dar duce la glorie. Și are ca sfârșit slavă. Da? Cel care alege o altă cale, care alege să fie popular, care nu vrea să supere pe cineva, să fie bine cu toți, da? În care caută să evite suferința, caută să evite de a se asocia cu Domnul Iisus, cu biserica, cu cei mântuiți, poate că va câștiga în această viață, da? Dar la final va pierde tot. Nu există cunună sau coroană fără cruce. Nu există glorie fără suferință. Iar Domnul Iisus vrea să-i facă să înțeleagă că capătul de linie nu este moartea, ci este gloria. Da, poate să aibă parte de suferință, de moarte din cauza Domnului Iisus, dar finalul este gloria. Acum, nu toți cei care suferă înseamnă că vor avea parte de glorie. Este vorba de acea suferință pentru Domnul Iisus. Este vorba de suferința din cauza asocierii cu El. Cei care suferă, eu știu că au făcut alegeri greșite sau suferă din cauza neascultării lor, sfârșitul lor nu este gloria, da? Pentru că ei nu s-au lepădat de sine, cei tocmai din contră au făcut ce au vrut ei. Și există suferință datorită alegerilor lor greșite, datorită că au vrut să facă ce vrea ei și pentru ei nu este glorie, da? Nu orice suferință este răsplătită de glorie, ci este vorba aici despre suferința pentru Domnul Iisus, despre asocierea cu Domnul Iisus. Da? Pentru asta există glorie. Calea spre glorie, spre slavă, este să te lepezi de tine, să-ți iei crucea în fiecare zi și să-L urmezi pe Domnul Iisus. Calea aceasta, da, trece prin suferință, prin bajocură, prin respingere, prin ridiculizare, pentru că te-ai asociat cu Domnul Iisus, dar sfârșitul acestei căi nu este moartea, ci este gloria. Da? Asta voia Domnul Iisus ca ei să înțeleagă, ca cei care ascultau să înțeleagă, că sfârșitul acestei căi, al urma pe Domnul Iisus, nu este moartea, ci sfârșitul este gloria și este slava. Dar mulți n-au înțeles asta. Vedem că chiar după moartea și după învierea Domnului Iisus, mulți încă n-au înțeles asta și nici chiar unii dintre ucenici, de fapt, probabil toți, până la un moment dat, ei n-au înțeles asta, da? Dacă ne uităm în Luca, capitolul 24, de la versetul 25 la 27, și haideți să citim aceste versete, dar după aceea să vă spun contextul în care are loc această întâmplare. Luca, capitolul 24, versetul 25 până la 27. Atunci Iisus le-a zis, o nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii, nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Și a început de la Moise și la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire
la El. Aici este în ziua Învierii și erau doi ucenici care mergeau de la Ierusalim spre Maus, spre un sat, iar Domnul Iisus se alătură călătoriei lor. Ei nu L-au recunoscut. Și au început să vorbească despre evenimentele ce s-au întâmplat în Ierusalim, cum Domnul Iisus a murit și erau cumva confuzi că femeile au fost la mormânt și le-ar fi spus că El a înviat, dar ce... Vedem că Domnul Iisus este iritat aici că ei n-au înțeles, da? Și le spune, nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava Sa? Ei nu puteau să facă legătura între suferința Domnului Iisus și slava Lui, da? Iar Domnul Iisus asta le spune, că Hristosul trebuia să sufere și după aceea să intre în slava Lui, da? Prima oară suferința și după aceea slava. După aceea, mai târziu, Petru și toți ceilalți au înțeles, dar iată ce spune Petru în capitolul 1, în întâia epistolă, da? Capitolul 1, versetul 11. Ei cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos care era în ei, când vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Acum Petru, vedeți că a înțeles, da? Că este vorba despre suferință și după aceea slavă. Dar mai înainte ei nu puteau să conecteze lucrurile acestea. Cum? Hristos să suferă, după aceea intră slavă? Nu puteau să înțeleagă lucrurile acestea. Dar mai târziu au înțeles că nu există slavă fără suferință. Da? Iar calea Domnului Iisus, care trece prin suferință, trece prin moarte, din cauza asocierii cu El, capătul nu este moarte, ci capătul este slavă. Capătul este glorie. Dacă asta a fost calea Domnului Iisus, atunci asta este calea și celor care îl urmează pe El. Dacă ne uităm în Romani, capitolul 8, versetul 17. Frumoase cuvinte aici, Romani, capitolul 8, versetul 17. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori al lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos. Dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim proslăviți împreună cu El. Da? Vedem? Suferință și după aceea slavă, după aceea glorie. Asta este calea Domnului Iisus. Da? Dar și după aceea, iată ce spune versetul 18. Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare care are să fie descoperită față de noi. Suferința aceasta este o nimica în comparație cu gloria de care vor avea parte cei care se lapădă de sine, își iau crucea în fiecare zi și îl urmează pe Domnul Iisus. Da? Calea Domnului Iisus, da, trece prin suferință, trece prin moarte datorită asocierii cu Domnul Iisus, dar sfârșitul este gloria, sfârșitul este slava și spune Apostolul Pavel, aici am văzut în versetul 17, că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi. Cum poți să pui alături? N-ai cum, nu găsești comparație. Hai să vă dau un exemplu ca să înțelegi lucrul acesta. Cum ar putea cineva să compare suferința din cauza unei operații de apendicită cu faptul că i-a salvat viața și mai trăiește mulți ani după aceea? S-a meritat operația, nu se mai gândește, da? La ea. S-a meritat acea suferință de câteva zile prin care a trecut prin dureri la acelea și ca după aceea să viața să fie salvată și să mai trăiască mulți ani? Da? Se poate compara suferința aceea cu ceea ce urmează după? În niciun caz, da? Sau poate o femeie să compare suferința unei nașteri cu copilul care i s-a născut? În curând suferința va fi uitată și se va bucura de copilul care s-a născut, nu? Putem noi să comparăm suferințele din viața aceasta datorită faptului că L-am urmat pe Domnul Iisus cu slava care va urma? Nu se pot compara, da? Dar vedem, asta este calea Domnului Iisus.
Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să-mi urmeze. Da. Și această cale trece prin suferință, trece prin respingere din partea celor din jur, trece prin bajocură, trece chiar prin moarte datorită asocierii cu Domnul Iisus, dar finalul este glorie, finalul este slav. Ce cale alegi? Alegi calea Domnului Iisus sau alegi calea ta? Am văzut calea Domnului Iisus trece prin suferință, prin moarte. Dar la final este glorie. Da? Dar calea pe care o alegem noi evită suferința. Dar la final este distrugere. Așa că ce cale alegi? Alegi calea Domnului Iisus sau alegi calea ta? Dacă alegi calea Domnului Iisus, finalul va fi gloria. Dacă alegi calea ta, da, poate vei câștiga lumea aceasta, dar vei pierde totul. Și finalul este, atunci da, moartea, distrugerea. Asta este finalul căii, căii noastre, sau căii pe care o alegem noi. Dar dacă alegem calea Domnului Iisus, finalul este gloria. Ce cale alegi? Alege calea Domnului Iisus. Alege să vii la Domnul Iisus. Alege să îți predai viața în mâna Domnului Iisus și chiar dacă dacă ai de suferit, chiar dacă trebuie să treci prin multe lucruri pe care ai vrea să le eviți, dar la final va fi răsplată, la final va fi glorie. Dacă ești mântuit, alege să te dedici întru totul Domnului. Să spui, da, Doamne, vreau să fac voia Ta. Nu vreau să, vreau să mă lepă de ceea ce vreau eu. Vreau să renunț la ceea ce vreau eu și vreau să fac voia Ta. Și la final va fi glorie, va fi slavă. Dar dacă niciodată nu ți-ai predat viața în mâna Domnului Iisus, te invit astăzi să vii la Domnul Iisus, să-ți vezi starea ta. Să recunoști înaintea lui Dumnezeu că ești păcătos. Să crezi că Domnul Iisus a murit pentru păcatele tale și să ceri lui să te salveze. Și este o promisiune minunată în cuvântul lui Dumnezeu care spune că El te va salva, te va mântui. Romani, capitolul 10, versetul 13 spune, fiindcă oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Asta este începutul acestei cărți. Da? După aceea, dedică-te să asculți voia Domnului, dedică-te să-L urmezi pe Domnul Iisus și la final va fi gloria. Asta este calea Domnului Iisus. Da? Trece prin suferință, prin respingere, prin bajocură, prin lucruri pe care vrea să le eviți, dar finalul este gloria. Și asta a vrut Domnul Iisus să și pe ucenici, a vrut să-i facă pe ucenici să înțeleagă lucrul acesta, da? Că finalul nu este doar moarte, ci finalul este gloria. Și prin faptul acesta că Domnul Iisus s-a luat pe Petru, pe Iacob și pe Ioan și a dus pe munte și s-a schimbat la față și au văzut o parte din gloria Lui. Le-a arătat că da, la final este glorie. La final este slavă. Și că se merită să-L urmezi pe Domnul Iisus. Amin. Amin.